Gata, mă, mergem la risc. Ce facem noi aici? Facem că mergem să pornim un Passat B6 care a rămas fără baterie și broasca de la ușă se învârte cu totul. Deci nu avem acces. Așa că hai să vedem cum pornim Passatul. Până când stai. Până când ajung eu la Passat, aici în clip, voi puteți să-mi lăsați în comentarii metode de a porni mașina care, adică porni mașina, porni Passatul B6 care nu mai are baterie, e moartă total, deci nu se mai deschide din cheie și broasca de la ușă nu funcționează. Cum deschidem mașina? Chiar sunt curios ce variante aveți voi. Și o să vedeți și varianta noastră. Avem imediat clientul aici. El e clientul. Eu sunt clientul. Da. Avem aici sculele. Sculele. Sculele tati. Și asta e racheta. Asta e racheta care a murit, a decedat. Pentru că avem și un Golf aici, lovit. Na, s-a întâmplat. Pe ăsta nu îl resuscităm, dar ăsta, aici avem treabă, nu e așa cum credeți voi. Deci aștept, încă aștept comentariile cu vorba aia. Cum era asta? Acum să fie deschisă, știi? Nu e. Incredibil, nu e mă, nici asta. Aici nici atât. Aici nici atât. Și aici nici atât. Și capota nici atât. Nici atât. Aia e. Îi dăm drumul la lucrare, frate. Și apăs un pic pe cheie. S-a apăs pe cheie? Da, și pe canal. Nu merge. Dar... ai de mine. A rămas așa aici, nu? It's not cute, but it's wrong. Exact. Da, un frate, deci folosim un cric și al doilea cric ca să ridicăm mașina pe cric sau pe cricuri, să-i dăm scutul jos și să-i dăm curent la electromotor ca să o deschidem din cheie, pe care dăm curent baterii și tot așa. Da, mă, s-a dat scutul jos. Rapid. A, păi, stai, mă, frate. Ce faci cu firul ăla? Explicăm ce faci cu firul ăla. Să-l punem la masă? La electromotor. Nu, masă i-am pus. A, ai pus masa și mai avem plus. Am înțeles. Da, dacă am să... I understand. Da, mă, s-a dat scutul jos. Mamă, se autogresează asta, bă, Andrei, tu vezi? Ce bine, bă, că nu ruginește, bă. Următorul proprietar o să se bucure de opțiunea asta. Așa, da. Deci se pune un fir pe masă, de la baterie, și unul pe electromotor, vedem imediat. După care descuiem mașina cu cheia, ridicăm capota, punem cablurile pe baterie și o pornim. Atât de simplu. Eu aș încerca cu boosterul ăla, că eu zic că pornește, pentru zice că nu pornește. Eu zic că pornește cu boosterul. Încercăm mai întâi cu boosterul și după aia cu firul, știi? Nu are un nimic, că pornește. Oricum, asta e, bateria e cea mai mică, era cea mai mică problemă a ei, gen. Pregătește cheia. Ia. Și după aia sunt curios să văd dacă puteam să deschidem capota cu ușa închisă sau nu, știi? Dă-i! Cât, mă? Pus în fir. Deschide capota acum. Ca să fie deschisă. A? Mergea? Nu știu ce să zic. Vedem după aia, deschidem geamul și aia. Nu știu că e de la ani, la câțiva da. Ani face. Da, lasă-o jos de pe cric, nu? Sau îi pui scutul la loc? Nu îi pun nimic. Nu, lasă-o jos de pe cricuri și eu aduc boosterul vieții. Și vedem ce și cum. Passatul daună totală, vorba aia. Ta-ta! Ce avem aici frumos, elegant? Ia ține Andrei, cameramanul. Ține cameramanul, frate. Să vedem aici, așa. Asta nu are baterie, mă, frate? Aba, da, nici nu vedea. Ce?
Am venit cu ăsta, că sunt ochii dulce. Da, mă, știu, eu știu tu ești, dar eu merg până în pânzele albe. Ce? Lasă, frate, că mă... Mă handle. Nu e panică. Trebuie să nu-i rup picioarele. Stai, mă, frate. Stai, mă, frate, că nu-i rup nimic. Așa, așa. Ai tu de-asta, a? Păi, da. Și cum pun eu ăsta pe ăsta? Așa. Cum adică așa? Așa. Așa? Ceva. Doamne, ferește. Dă-mi e telefonul și tu du-te la... să dai la automat. Dă-i. Hai, repede. 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 Nu mai văd dacă e verde ăla, băi. Da, e verde. Stai, băgămeș. Dă-i. Nu mai s-a dus toată bateria aici, de bun. Nimic. Stai puțin. E jale, bă. Mai dă-i odată. Nimic. Bun. Mai stai acolo. Stai acolo că mai avem varianta 2. Îl țin eu pe ăla, mă. Hai. Stai. Dă-i. Oh my God. They kill Kenny. Stai, 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 că nu face pe borna vieția ta. Vezi, pornești cu ăla al meu, vezi? Hai, dă-i. Dă-i, dar nu-i mai lăsa bujiile, dă-i direct. Nic. Nu, nu, mai încercăm. E vorba de cabluri, frate, nu de baterie, înțelegi? Nu, nici bateria asta nu știu dacă e foarte încărcat. Ok, dă-i. Dă-i, dă-i. Nu, 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 n-are, n-are, n-are. Nu, păi avem Touaregul, avem, adică nu e problemă. E ok. Eu nu sunt convins de borne și de cablurile alea. Nu sunt convins că nu fac contact, că sunt astea puste unele peste altele. Păi are muzică, frate, mie, cu pugi, 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 ia lui prostul de animăluț muzica, știi? Așa a văzut-o el. Gata, mă, ia dă-i mă acum. Stai un pic. Până-i dă Andrei, durează o viață, stai liniștit. Dă-i, dă-i. S-a schimbat treaba, dar tot nu e bine. Ia, 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 dă-i și gaz. Dă-i și gaz. Mai dă-i odată, hai. Nu mișca bornele, frate. Mai dă-i odată, hai, ia viteză. Incredibil. Dă-i, 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 dă-i. Eu vreau să se chinuie, să pornească greu. Incredibil, n-are suficient curent. Stai. Stop, cadru. Hai. Ia vezi. Nu știu dacă e la verde. Dă-i! Mai dă-i odată! Nu, mă, nu face... n-are curent. Ori e bateria asta moartă. Este foarte mică bateria. Da. Ori tragem Touareg. Trage Touaregul aici pe trotuar și... și volanul ăsta de curse. Trebuie să o iei așa, mă, prin surprindere. Nu, e moartă. I see dead people. Nu. Moartă. Moartă, 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 moartă. Da, mă, deci avem posibilitatea? Da, mă, da, avem. Posibilitatea să tragem de capotă chiar și dacă ușa era închisă, deci puteam să spargem geamul. Acum, ce vă sfătuiesc eu este următorul lucru. Dacă se întâmplă chestia asta, ușile nu se deschid dinăuntru. Deci voi spargeți geamul, dar ușa nu se va descuia, că mașina odată încuiată din cheie este încuiată și dinăuntru și din afară. Vă zic ca să știți, să nu credeți că rezolvați problema, că sunt mulți oameni care prin benzinării au lăsat cheia prin portbagaj sau prin mașină și mașina s-a încuiat și au spart geamul mic din spate. Mare atenție! Voi trebuie să recuperați cheia din mașină ca să descuiați de pe cheie, altfel e complicat. În sfârșit, hai că acum pornește, nu ne mai facem probleme. Ia să vedem. Hai că pornește, tată. O ia, pornește pistoalele pe rând. Nu pot să cred.
să cred. Chiar așa? Stai un pic! A mers, mă, tractorul, e nebun. A dat și un pic de fum, vorba aia. Stai așa să nu se încuie, toate că n-ar trebui, dar eu mai știu ce surprize ne face. Și aia a fost racheta. Am reparat-o, i-am pus aici, i-am luat banii la fraier și dăm drumul departe. Cum pornești un Passat B6 dacă rămâne fără curent și s-a stricat și broasca? Vedeți că e atușat.